Cum e pentru tine? Lucrezi din nou cu Mister, cu Thomas Neubert, ești cam primul la antrenamente, așa? Le arăți și celorlalți Da, acolo? la TRX, la astea, la lucrurile care ei n-au mai făcut, la mingi medicinale, la jumper, care lucrurile care nu le-au făcut, le mai arăt și le spun că în ce poziție să stea și cum să facă. Ai vreun prieten mai apropiat deja aici, la Al Hilal? Eu nu sunt genul de jucător care să-mi iau, nu, să stau numai. Nu, eu mă înțeleg bine cu toată lumea. Deci fac glume cu oricine și mă înțeleg bine cu oricine la echipă. Cum era numele tău în arabă? Bentley. Și ai primit un astfel de Nu, nu, cadou? a primit-o ăsta. N-am primit-o eu. Mai povestește-mi așa din atmosfera pe care o ai aici în cantonament. E diferit ceva față de Nu, deci Steaua? toată lumea se așteaptă, mamă, că te duci în Arabia, bof, să fie altfel. E același, este cantonament e ca la oricare altă echipă. Deci nimic diferit. Să zici că n-ai voie să faci aia sau... Deci, credeți-mă. Dar sincer, acum te-a întrebat vreunul dintre colegii tăi cum Da. reușiți să faceți atât de mult efort fizic cu TRX-urile când au intrat cu. Normal, la început facem ce am făcut în perioada de început la Steaua. Acum se ia rea exact ce am făcut în primul an la Steaua, facem acum în primul an la Al Hilal. Pe cine vezi principala favorită la Eu? câștigare? Eu pe Steaua văd, dar se va lupta cu Petrolul și cu Astra. Așa văd eu. Dar Da. mai e CFR Cluj, mai sunt echipe care le se pot încurca. Ce spui de mijlocul terenului la Steaua în acest moment? Pare așa că a rămas un gol. Borceanu a No. plecat, Pintilie a plecat. Da, noi eram niște jucători defensivi care ne făceam treaba pe posturile noastre. Acum au rămas niște jucători care au o calitate mai bună peste ce noi făceam. Adică noi eram defensivi, ei sunt ofensivi, acum majoritatea care au rămas sunt ofensivi. Și au o calitate mai bună pe faza de ofensivă. Acum nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea despre mijlocul stelei, sincer. Eu îmi doresc ca cei care au rămas să-și facă treaba să ajute să câștige trofee. Pe care dintre jucătorii care au rămas să-l vezi în locuitorul tău perfect? Păi, care au rămas. Eu îi văd și pe Prepeliță, îl văd și pe Filipul, îl văd și pe Neagu, Lucică, toți care au rămas, numai să, acum ei singurii care pot să îi impună în echipă. Mihai, ți-au dat un număr important aici la Al Hilal. Da, păi când am și venit toți că e nou viitorul rădoi, următorul rădoi, sunt, vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să fac și eu ce a făcut Mirela aici. Și cum a fost prima, nu știu, prima dată când ai intrat în teren cu ei, nu știu, au rămas așa impresionați Nu, cum am dat joacă? noroc, ei m-au primit, m-au felicitat că am venit. Deci, lucruri normale cum se întâmplă la orice echipă.